Odată confirmarea primelor cazuri de infectare coronavirus în țara noastră, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au emis o serie de măsuri ce vor fi luate pentru prevenirea extinderii epidemiei. Mai multe amănunte despre activitățile derulate de unitățile de învățământ călărășene în săptămâna altfel, primind de la Camelia Croitoru, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Călăraș. În urma confirmării primelor cazuri de coronavirus în România, au fost luate măsuri speciale în derularea activităților din săptămâna altfel? Da, au fost ședințe ale Comitetului Județean al Situațiilor de Urgență, au fost videoconferințe cu Ministrul Educației, au fost date doar niște recomandări din partea Ministerului privind activitățile recomandate în școală și mai ales excursiile, plecările cu copii în străinătate, iar măsurile venite de la DSP vizează, bineînțeles, normele igienico-sanitare pe care trebuie să le respecte fiecare instituție de învățământ. Noi ne aflăm acum chiar într-o inspecție tematică vizând acest aspect. Să înțeleg că nu li s-a interzis să nu mai deruleze activități în afara unităților de învățământ, a fost doar o recomandare. Doar o recomandare, atât. Plecările în străinătate, excursiile sau mobilitățile cu elevii prin programul Erasmus se realizează pe baza unor analize. Cele care decid sunt conducerile unităților de învățământ. Deci decizia se ia la nivelul Consiliului de Administrație, bineînțeles, de comun acord cu părinții. Adică ei trebuie să-și dea acordul asupra copilului dacă pleacă sau nu din țară. În ceea ce privește activitățile derulate în școală, toate se derulează conform programului, adică nu s-au adus modificări. Sunt doar niște recomandări să ne axăm pe activitățile derulate în interiorul instituției de învățământ. Nu să stopăm altfel de activități. Să înțeleg că dacă se va confirma un caz de coronavirus în județul Călăraș, măsurile vor fi luate în acel moment. În momentul de față nu există niște pași bine trasați? Bineînțeles, de comun acord cu toți decidenții, cei din Comitetul Situațiilor de Urgență. Toți vom lua o decizie și o măsură în momentul respectiv. Dar, din cunoștințele mele, în momentul de față, nu sunt situații de acest gen în județul Călăraș. Deci nu cred că trebuie să ne speriem. Trebuie să fim responsabili de la nivel de școală, de unitate de învățământ, până la nivelul părinților. Și să respectăm măsurile de igienă. Bineînțeles, asta obligatoriu. Noi suntem acum în școli, verificăm dacă se respectă ceea ce ne-a transmis DSP-ul. Eu știu că colegii mei fac tot ce le stă în putință, bineînțeles, de comun acord și cu susținerea primăriilor, astfel încât copiii să nu se lovească de imposibilitatea respectării acestor norme. Și, bineînțeles, colegii noștri, profesorii.